Se intervine la această oră lângă Biblioteca Națională, unde mai multe persoane au fost prinse sub un mal de pământ. Se pare că ar fi 3 muncitori răniți. Ce se întâmplă acolo, ne spune Rafaelo Varga. Rafaelo, te rog. Vă reamintesc informația momentului. 10 ambulanțe au fost chemate la fața locului, mai multe persoane prinse sub un mal de pământ. Informația momentului este aceea că sunt 3 muncitori răniți pe care încearcă cei de la pompieri să-i scoată la suprafață la această oră. Rafaelo, dacă ne auzi, te rog mult să ne spui ce se întâmplă acolo, dacă sunt șanse ca cei 3 muncitori să fie în viață. Vă reamintesc, inițial apelul la 112 anunța faptul că sunt mai multe persoane care au fost prinse sub un mal de pământ. Sunt mai multe lucrări care se fac în acea zonă. Este vorba despre centrul capitalei, chiar lângă Biblioteca Națională. Sunt acele utilaje de construcție pe care le vedeți în imagini. Nu știm ce s-a întâmplat. Cert este că la 112 s-a anunțat faptul că sunt mai multe persoane în pericol de a-și pierde viața. Iar colegul meu, Rafaelo Varga, a ajuns la fața locului. Rafaelo, vedem că sunt mai multe ambulanțe care intervin. Ce se știe clar până la această oră? Da, bună ziua, Nadina, bun găsit tuturor. Din informațiile pe care am reușit să le aflăm până în acest moment, este vorba practic despre 3 muncitori care au fost prinși sub un mal de pământ. Se efectuează în fața Bibliotecii Naționale lucrări pentru o cale de acces și înțeleg că s-a surpat practic pământul și au căzut la aproximativ 2 metri sub pământ persoanele. 3 dintre muncitori, înțeleg că au fost deja preluați de către pompieri, de către medici pentru a primi primul ajutor. Am reușit și noi să-l vedem pe unul dintre muncitori care a fost preluat de către cei de la echipajele SMURD. Sunt aici foarte multe echipaje de salvare. Văd undeva la aproximativ 10 autospeciale SMURD. De asemenea, vedem și o macara de la pompieri, asta pentru că înțelegem că mai sunt totuși 2 persoane prinse sub acest mal de pământ. Îi vedem și pe polițiștii care au venit aici, au împânzit întreaga zonă. Există aici în fața Bibliotecii Naționale, practic se efectuau lucrări de câteva săptămâni, lucrări pentru căi de acces care se ducă înspre Banca Națională a României. Și cel mai probabil acest mal de pământ, din cauza temperaturilor foarte ridicate, s-a surpat și muncitorii care lucrau pe acest drum au căzut sub acest mal de pământ. Au intervenit de urgență pompierii SMURD, vedem pe medici chiar în acest moment. Din ce văd, au mai scos încă un muncitor căruia în aceste momente medicii acordă primul ajutor. Sunt aici pregătite mai multe echipaje SMURD, inclusiv terapie intensivă mobilă. Cei de la pompieri ne-au spus că din moment în moment vor da declarații și rămâne de văzut exact ce s-a întâmplat, pentru că în acest moment salvatorii sunt axați să găsească toate persoanele prinse sub dărâmături. În total vorbim despre un număr de 5 muncitori. 3 dintre aceștia înțelegem că au fost prinși sub acest mal de pământ până la nivelul taliei și doar cu ajutorul pompierilor au reușit să fie scoși de acolo. Pe un bărbat îl vedeam într-o stare extrem de gravă, adică era lovit inclusiv în zona feței. El a fost preluat automat de către medicii de pe autospeciala SMURD și cel mai probabil a fost transferat deja la spital, la cel mai apropiat spital de urgență de aici, din apropierea băncii Bibliotecii Naționale. Rafaelo, îi vedem în continuare pe pompieri, revenim însă cu detalii. Sunt foarte multe întrebări de ce acești oameni munceau pe un șantier la 42 de grade Celsius. Probabil că vom afla răspunsurile de la Inspecția Muncii, pentru că este important să vedem ce echipamente aveau și ce condiții li s-au asigurat. De cât timp a fost dat acest apel la 112? De cât timp sunt acei oameni sub pământ? Mă întreb ce șanse mai au să fie scoși în viață de acolo.
Din informațiile pe care am reușit să le aflu până în acest moment de la ISU, Inspectoratul pentru Situații Speciale de Urgență, apelul s-ar fi dat în urmă cu aproximativ 25 de minute. Noi ne aflam în apropiere și practic am ajuns aici în urmă cu aproximativ 5 minute, dar deja toate aceste echipaje de intervenție erau în plină desfășurare. Când am ajuns aici, deja era scos unul dintre muncitorii aflați sub acest mal de pământ. Rămân însă într-adevăr întrebări la care așteptăm și noi răspuns. Din moment în moment va veni purtătorul de cuvânt al ISU, Daniel Vasile, și ne va răspunde, sperăm, la toate întrebările. Ce s-a întâmplat mai exact? De ce la 42 de grade aceste persoane lucrau? Pentru că este extrem, extrem de cald în acest moment în București. Temperatura resimțită, chiar vă spuneam de dimineață, că va fi undeva de 46-47%. Bună ziua, ați mai scos să răniți? Nu știm, nu știm. Cât sunt acolo? Nu știu. Este în plină desfășurare acțiunea de aici. În continuare înțelegem că sunt surprinși muncitori sub dărâmături, sperăm să, sub malul de pământ, sperăm să-i recupereze cât mai repede salvatorii. Cred că sunt peste 20-30 de pompieri, medici de pe Smurd și ambulanță. Ați mai reușit să scoateți? Acum o persoană imediat urmează să fie transportată la ambulanță. Este în stare gravă? Nu. Mai sunt acolo? Mai este o persoană care urmează să fie scoasă. Este prinsă sub dărâmături? Da. Da. Și de cât timp se află acolo? De o oră? Bănuim, nu știm. Deci de aproximativ o oră, spun oamenii care intervin, încerc și eu, Nadina, să obțin reacții de la oamenii care practic intervin aici până vom primi răspunsuri oficiale. Înțelegem așadar că încă o persoană, deci practic patru persoane în acest moment au fost preluate de către medici după ce au fost extrași de acolo din acest mal de pământ de către pompieri, însă o altă persoană de aproximativ o oră, l-ați auzit pe acest pompier, spunea că se află prinsă sub acest mal de pământ și că se încearcă scoaterea acesteia. Sper să fie această persoană cooperantă. Ați reușit să vorbiți cu ei de căi de comunicare? Comunică deocamdată. Comunică, deci este în viață. Sunt informații care vin în timp real, deci persoana care în continuare este prinsă acolo este în viață, comunică cu pompierii și acest lucru este extrem de important. Vedem că în acest moment a fost adusă încă o targă, asta cel mai probabil, adică cu siguranță, pentru a fi luată cea de-a patra persoană prinsă sub acest mal de pământ, va fi recuperată și va fi adusă aici la unitatea de terapie intensivă mobilă pentru a primi îngrijirile medicale cuvenite. Îl vedem chiar în aceste momente, muncitorul este pus pe targă, vedem că este într-o stare stabilă, de altfel, așa cum spunea pompierul, el a fost unul dintre cei prinși sub dărâmături, dacă este conștient, dacă este stabil, vom încerca chiar să-i punem o întrebare, să vedem exact ce s-a întâmplat aici, de cât timp lucrează aici, dacă știe ceva despre colegi, dacă a reușit să vorbească cu celălalt coleg care se află sub dărâmături. Vorbim așadar despre încă un bărbat care este în acest moment prins sub acest mal de pământ, dar cu care, din fericire, pompierii au reușit să stabilească o legătură, comunică cu acesta, timp în care pompierii încearcă, fac tot posibilul să ajungă la acesta, să-l recupereze de sub acest mal de pământ. Îți reamintesc, Nadine, alte trei persoane au fost practic preluate în acest moment. Acum, în fața noastră, este cel de-al patrulea muncitor care a fost scos de sub dărâmături. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat, stimate doamne? Ce s-a întâmplat? Nu ești românește. Deci ok? Nu, ok, little. Here problem, little. Domnul ne spune că s-a lovit la picior, dar este într-o stare bună. Nu este român, din ce mi-am dat seama. Spunea că îl dor picioarele, că s-a lovit destul de serios la picioare, dar acum îl vedem, este în echipajul Smurd, va primi Mulțumesc. Primul ajutor. Îl observ chiar în aceste momente, este stabilizat. Nadina, legătura la tine. Mulțumim tare mult, Rafael, o jos pălăria și pentru Salvator. Vă reamintesc, în 42 de grade Celsius la această oră în capitală. Așteptăm deznodământul fericit al acestei povești. Patru bărbați scoși de sub acel mal de pământ, se intervine pentru salvarea celui de-al cincilea. Să sperăm că va fi o poveste cu final fericit.